Salut, dragi prieteni, cu voi este Nicolae și în acest video am să vorbim despre recuperarea la cei 5 dolari pierduți, adică la tranzacție pierdută. Am deschis alte două tranzacții, am făcut analiza acelor tranzacții și am luat profitul nostru. Am să vă dau explicații de ce am deschis această poziție pe o creștere a prețului. Eu am făcut analiza și acum vă dau explicații ca să înțelegeți de ce eu am deschis aici o poziție pe o cumpărare. Vedem că avem un trend crescător, vedem acest canal. Eu am văzut acest trend crescător și am deschis poziția, cred că în regiunea asta, dacă nu greșesc, și aștept să fie o creștere a prețului măcar până la 55.970. Stop loss-ul, după cum vedeți, l-am pus în această regiune, dragi prieteni, chiar pe aici am deschis tranzacția mea și vedem că deja avem profit 1,89 și am deschis eu poziția, aștept, văd că prețul scade, eu pierd din bani, însă nu-i nici o problemă. Așteptăm și iarăși așteptăm. Aici eu m-am gândit să pun o limită la 55.970, să închid 75% din depozitul meu. Așa faceți și voi, dragi prieteni. Luați profitul, după care îmi pun și un take profit. Pun și un take profit, dragi prieteni, puțin mai sus, adică foarte sus, dar de multe ori eu închid automat în caz că văd că este o corecția prețului sau ceva de genul. Vedeți, stop loss-ul meu este de 3, aproape 4 dolari, să zicem. Și așteptăm închiderea tranzacției noastre. Eu, la majoritatea, pun limită de 75%, după cum ca să iau profitul cât de mic și pe urmă, chiar că în caz că prețul va descrește, nu voi pierde atât de mult. Hai să vă dau explicații și la următoarea tranzacție. La fel este pe o creștere. Am văzut aici că am avut un trend descrescător, după care a fost străpuns și se creează alt trend, după cum vedeți. Și undeva, pardon, în această regiune am deschis pe o cumpărare. Nu știu din ce motive, scriți în comentarii, la voi tot nu apar acele linii când deschiți take profit sau stop limit sau poziția când e deschis, că la mine nu mi-arată, nu știu care este problema. Trebuie să scriu un suport să văd care este problema. Și aici, la fel, am deschis pe o cumpărare, după cum vedeți, cred că undeva în regiunea dată, dacă nu greșesc, am pus un take profit, dar la fel am pus o limită. Și așa, după cum vedeți, am pus stop loss-ul la 2,88, se primește la 41,30, undeva în regiunea aceasta, pardon, pe aici undeva. Am pus stop loss-ul nostru și take profitul la 42. Vedeți aici, am creat take profitul nostru, așa, hai ca să mai înțelegeți, să vă dau mai explicat, la 42. În această regiune, eu am pus take profitul, iar stop loss-ul undeva aici. Poziția mea a fost deschisă în această regiune.
Și așteptăm, la fel vedeți, pun limita 75% la 42. Și ca să nu așteptați foarte, foarte mult, eu am să vă arăt deja, vedeți, prețul parcă descrește puțin, dar noi hai să analizăm, eu analizez această tranzacție care deja cât pe cât să ajungă la, vedeți, cât de bine prețul crește, foarte, foarte bine crește și noi deja avem 2 dolari și ceva. Da, vedeți? Vedeți? Și am luat take profitul nostru, am luat limita noastră de 75%, însă suntem mai departe în profit. Puteți face și voi acest lucru? Vă luați profitul vostru. Acum am să mergem așa. Și în această regiune, în acest moment, eu am să închid poziția manual. Am să închid o poziție aceasta care a rămas de 1 întreg și 22. Vedeți prețul cum se creează aici un canal, se face un canal, de aceea eu am să mă uit ce se va întâmpla. Vedeți, a ajuns la, s-a închis în stop loss, eu am ridicat stop loss-ul mai sus, dragi prieteni. Și ne-a rămas doar o poziție deschisă. Vedeți, prețul scade și după care brusc, vedeți cât de repede prețul a crescut, vedeți, foarte fain este când se întâmplă așa momente. Și la fel am luat profitul, vedeți ce profit grosolan am luat. Hai acum să socotim câți bani am câștigat noi din aceste două tranzacții, 2 întreg și 35 plus 3 întreg și 11 plus 0 întreg și 72 și 2 întreg și 97. Și așa, dragi prieteni, am luat 9 dolari. Dar în video precedent, care a fost pus unde am pierdut tranzacția, noi pierdusem 5 dolari. Așa că noi suntem, am restituit și pierderea noastră de 5 dolari și suntem încă în profit cu 4 dolari. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu voi a fost Nicolae. Pe curând. Pa!